Sărbătoare mare în familia lui George. Iată imagini de la marele eveniment. Emoții mari pentru George și soția lui. Artistul și soția lui trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi au luat parte de la un eveniment emoționant din viața lor, asta pentru că au devenit nașii unui, -unui băiețel. Cântărețul a făcut imaginile publice pe rețelele de socializare și a împărtășit cu fanii lui fiecare moment. George și soția lui, Ramona Prodia, au fost naște botez. Cântărețul alături de soția lui au fost naște botez, iar la evenimente au participat prietenii apropiați. George a fost surprins pe rețelele de socializare în timp ce îl ținea pe cel mic în brațe, iar lângă el se afla soția lui, Ramona Prodia. A fost o zi magică, a scris George pe rețelele de socializare. George și soția lui sunt căsătoriți de 9 ani. În urmă cu câteva luni, George și soția lui, Ramona Prodea, au sărbătorit 9 ani de căsnicie, iar artistul a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. De 9 ani, de câte ori sufeream și mă lua nebunia, mă liniștea soția. De câte ori mă pierdeam și mă apuca blasfemia, mă îndruma soția. Când voiam altceva și mă apuca xenofilia, se reinventa soția. Când eram nervos și mă apuca sfădălia, mă calma soția. Când exceram și mă lua megalomania, mă potolea soția. Când cheltuiam prea mult și mă păștea sărăcia, mă pondera soția. Când alții ne bârfesc căsătoria, rămânem tot noi, eu și ea, soția mea. Ești echilibrul meu, de 9 ani. La mulți ani, Pisoi a scris cântărețul pe pagina sa de Instagram.